Ce mai faci? Nu răspunzi? Mă las să răspund eu? Întotdeauna m-a fascinat să răspund la telefoanele altora. Alo? Uneori am senzația că aș dori să răspund la tot și să le spun alo. Dar ei nu mă aud, de parcă între noi ar fi o cataractă de timp. Întotdeauna ajung prea târziu. Când răspund eu la celălalt capăt al firului, nu mai e nimeni. Dar e captivant. Zău că e captivant. De fiecare dată mă simt la fel de emoționat la gândul că, dincolo de aparat, este un om. Ca mine, ca tine, ca el. Ce faci? Dormi? Hei! Trezește-te! Hei, omule, trezește-te! Cei? Trezește-te! De ce? A sunat cineva la telefon. Cine? Nu știu. O fi fost maică-mea. Așteptai telefon de la ea? Nu. Tot ce se poate. O fi fost mama. Da. Și ce a zis? Nu știu. Am vorbit cu mai multă lume, nu am reținut ce cu fiecare. Nu era timp de stat la discuție, eu doar am răspuns. Dar de răspuns n-am răspuns la toți. Foarte bine, bravo. Deci de ce m-ai trezit? Să stăm de vorbă. Despre ce? Despre orice. Despre orice nu putem discuta. Atunci, hai să schimbăm subiectul și să discutăm despre altceva. Bună seara. Aici stă familia. Familia. Aici nu stă nimeni. Toți sunt în trecere. Știți, eu am venit abia azi și caut o gazdă. Orașul ăsta e înfiorător de mare. Caut o gazdă și mi s-a spus că aici la dumneavoastră ar fi o cameră de închiriat. Așa că am venit, am bătut și dacă nu mi-a răspuns nimeni, am Cine intrat. ți-a răspuns? Ce? Cine ți-a spus? Nu mai știu, dar n-are nicio importanță. Bare! Javrele alea umblă cu vorba. Nu era o javră, era cineva serios. Las că știu eu pe ăștia serioși. Niște lepre. Las. Nu-i nimic. Intră acum. Uite, uite ce drăguță e. Aici stăm noi, dar numai pasageri. Dar dacă vrei, poți rămâne. Știi? Noi. Da, intră, ia loc, te rog, ia loc. Măcar o vreme, până găsești altceva mai bun. Eu mă numesc, dar. Dar na, nu, lasă, lasă, n-are nicio importanță. Poți să-mi spui cum vrei. Nu te formaliza. Nu trebuie să ne conformăm tabieturilor. Aparențele sunt numai suprafață. Nu trebuie să pornim cu idei preconcepute. Asta îmi convine de minune. Și eu am aceleași principii. Oamenii trebuie luați așa cum sunt. Oamenii se nasc liberi să zboare. Să nu-i îngrădim cu convenții inutile. Vă rog și voi la rândul vostru să-mi spuneți cum vreți. Sunt și eu animată de concepțiile revoluționare ale noului veac apunând. Eu am să-ți spun iubito. Îmi place? Eu am să-ți spun, dragul meu. Ce bine pare! Dar amicul tău de ce tace? Așa e el, ursuz. Să știi însă că nu e om rău. O să vezi, e un om cu suflet bun. Da, are suflet bun. Tu de ce nu te distrezi? Ce motive aș avea? Așa că lumea e frumoasă, că soarele strălucește. Ți se pare? Ba nu e adevărat. E, bine, mă distrez. Da. Ești trist? Și de ce aș fi, mă rog? Ție cum să-ți spun? Diavolul! Sau bunul Dumnezeu! Ești bolnav? Sunt bătrân! Nu ești chiar așa de bătrân. Sunt un bătrân tânăr. Mai degrabă bolnav. Nu! Bătrân! Păi bine, bine, bătrân. Lasă-l în pace. Mai bine
Hai să ascultăm muzică. Ce muzică veche și tâmpită. Da, e cam veche. Da, muzica nu e decât un pretext, nu-i așa? Nu vrei să dansăm? M-aș duce să aduc ceva de băut. Am obosit. Îmi place de tine. Cine ești? Am fost lumină. Cine ești? Sunt lumină. Cine ești? Aș putea să fiu lumină. Cine ești? Nimic. Asta nu se poate. Ești bolnav, lasă-mă să te ajut. Hai, te rog, ai încredere în mine. Spune 33. 33. Ce simți? Nimic. Ce simți? Nimic. Hai, fluieră și tu! Aplaudă și tu! Ei, ce simți? Nimic. Nici acum nu simți nimic? Nu. Ce e cu tine? S-a bătut. M-am bătut. Cu cine? S-au legat de mine, tipii care serveau băutura, voiau să mă convingă să nu cumpăr. Și te-au convins? Nu știu, cred că da. Adică, în sensul că nu. Atunci scoate butelca. Săracul de tine. Ascultă aici. Lasă-l. Sunt tot felul de organizații ale producătorilor de alcool care țin morții să ne învețe ce e bine să facem și ce nu e bine. Ce îți face bine și ce îți face rău, ca și societățile producătorilor de tutun care ar fi în stare să te și ucidă ca să te apere de primejdia viciului. De ce ți-ai bătut joc de ea? De ce ai profitat de absența mea? Știi prea bine că o iubeam și că cât de mult o iubeam. Mă iubeai? Săracul de tine. Săracul de tine, săracul de el. Lasă-l că nu e așa de sărac. Săracul de mine. Știi? Noi suntem cei mai buni prieteni din lume. Trăim împreună. Mâncăm împreună. Ne batem împreună. Deci eu sunt o intrusă. Nu. Nu am vrut să zic asta, dar... Facem dragoste împreună.